La 17 ani de la punerea pietrei de temelie, biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului din cartierul Compozitorilor din Constanța a fost astăzi stârnosită. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. După ce a săvârșit sfânta liturghie, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre binecuvântarea și liniștea sufletească pe care o regăsesc în lăcașul de cult cei ce vin să se închine și să se roage. E o mare binecuvântare în zilele acestea frământate că oamenii care nu au credința vie și curată nu-și găsesc liniștea. Prin biserică, care e mama noastră, își vor găsi liniștea. Biserica aceasta de două ori este mama creștinilor de aici. Că Maica Domnului care o crotește este mama noastră. Dar și însăși biserica este mama noastră că îl poartă pe Hristos și ea ne-l dăruiește nouă tuturor. Veți trece prin Sfântul Altar să vă puneți în mintea și în inima dumneavoastră cele mai alese gânduri. Când intrați, să știți că intrați în cer. Altarul este cer, că vă așteaptă Hristos cu Maica Domnului și cu Sfinții Săi în Sfântul Altar. Și sfințenia este atât de mare. De aceea să vă sfiiți, să vă gândiți și să vă rugați înainte de a ajunge. Mulțumim lui Dumnezeu și Preacuratei Maicii Sale, ocrotitoarea acestui sfânt locaș, că ne-a ajutat și ne-a binecuvântat în această zi minunată de duminică prin prezența înalt preasfințitului Părinte Teodosie, ierarhul nostru, care prin slujba de târnosire și de sfințirea bisericii a adus o binecuvântare deosebită, închizându-se un șir de ani, 20 la număr, în care ne-am străduit să edificăm din temelie această biserică, care s-a zămislit odată cu acest cartier nou înființat. Piatra de temelie a noii biserici a fost sfințită în anul 2006, iar lucrările de construcție au început în luna noiembrie a următorului an.